În această seară continuăm studiul nostru din capitolul 22. Sper că ați primit fiecare un exemplar cu notițele pentru studiu în această seară. Dacă nu, trebuie să fie în spate. Conținutul este mai puțin pentru că ne uităm doar la ultimele două paragrafe din capitolul 22 care vizează problema sabatului sau ziua Domnului și vom vedea că aceste două terminologii cumva indică același principiu, dar să spunem așa, diferite modalități în care Dumnezeu l-a implementat sau l-a poruncit în diverse vremuri. În primul rând, mărturisirea începe în prima parte vorbind despre sabat, încercând să deslușească porunca sabatului și arătând faptul că acest principiul al sabatului este ceva, pe de o parte, veșnic, în sensul că de la creație și până la venirea Domnului Iisus Hristos, adică este de la început și până la sfârșit. Pe de altă parte, ne arată faptul că există și o implementare specifică și de aceea primele două părți vorbesc despre porunca sabatului, despre felul în care ideea aceasta, principiul acesta de sabat, cerința lui Dumnezeu ca să existe un sabat sau o zi de odihnă sau o zi consacrată pentru odihnă față de lucrurile pământești și să fie consacrată pentru Dumnezeu, s-a manifestat încă de la început și lucrul acesta spune mărturisirea că a fost evident din revelația naturală și apoi, după ce este dat ca și parte din legea naturală, Dumnezeu îl dă ca și parte din legea revelată și în mod punctual, în mod specific, dă o poruncă în care poruncește poporul său să pună deoparte o zi pentru odihnă, pentru închinare, pentru consacrare lui Dumnezeu. În prima parte ni se spune în felul următor. După cum este legea naturii, ca o parte a timpului nostru să fie pus deoparte, conform cu rânduiala lui Dumnezeu, pentru a fi utilizat pentru închinarea noastră către Dumnezeu. În primul rând, ni se spune că există un principiu al sabatului definit ca o parte a timpului nostru care să fie pus deoparte. Avem totalul timpului nostru la dispoziție și din acest total, care ni se dă o parte în mod special, ni se spune că trebuie să fie pus deoparte și acest principiu, spune mărturisirea, că ar trebui ca să fie cunoscut nouă, conform rânduielii lui Dumnezeu, care ni s-a dat inclusiv prin legea naturii sau prin revelația naturală. Acum, dacă ar fi ca să mergem în Scriptură ca să ne uităm unde acest principiu este instaurat încă de la creație și ca și principiu al legii naturale sau legii naturii, a merge în Geneza 2, de la versetul 1 și 3, unde vedem că după ce Dumnezeu a creat lumea, în ultima zi a făcut ceva absolut deosebit. De la versetul 1 la versetul 3, în Geneza, capitolul 2. Astfel a fost încheiată crearea cerurilor și a pământului și a întregilor oștiri. În ziua șaptea, Dumnezeu își terminase lucrarea pe care a făcut-o. El s-a odihnit în ziua șaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație. Deci vedem că ziua șaptea este cumva diferită, vedem că este pusă deoparte, vedem că este sfințită și vedem că în ea ceea ce Dumnezeu face este că se odihnește. Acum, întrebarea care noi ne-o punem este: Dumnezeu s-a odihnit de la ce? S-a obosit Dumnezeu? Evident că Dumnezeu nu s-a obosit de la creație. Nu? Ăsta e mesajul care vrea să ne-l transmită Scriptura. Pentru că noi știm că Dumnezeul nostru este atotputernic, noi știm că Dumnezeul nostru nu poate obosi, Dumnezeu nu s-a epuizat și în ziua șaptea a avut nevoie de o zi de odihnă.
Dumnezeu ne dă nouă un model demn de urmat încă de la creație, în care spune, ne spune că 6 zile să muncim, 6 zile să depunem efortul care de altfel și Dumnezeu îl cere lui Adam în grădina Edenului, dar o zi trebuie pusă deoparte pentru odihnă de la lucrurile pământești, de la munca care este necesară și trebuie sfințită. Și trebuie să ne întrebăm pentru ce anume este această zi pusă deoparte, da? De ce a ales Dumnezeu această zi să fie deosebită? Și Geneza capitolul 2 ne spune în textul nostru, Dumnezeu a binecuvântat ziua și a sfințit-o. Acum, deja știm foarte bine ce înseamnă în limbajul biblic a sfinți. A sfinți înseamnă a pune deoparte, a lua un lucru obișnuit și a-l pune deoparte, a-l consacra pentru slujirea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a sfinți. Toate celelalte zile, evident, au fost create de Dumnezeu și sunt în providența lui Dumnezeu. Dar ziua aceasta, care de altfel este obișnuită ca și primele 6 zile, Dumnezeu a hotărât ca să o sfințească, să o pună deoparte și să-i dea o menire specifică. Și această menire este ca această zi să fie consacrată pentru închinarea noastră la Dumnezeu. Și asta este punctul în care începem să înțelegem că conceptul acesta de sabat, conceptul acesta de o zi dedicată lui Dumnezeu, este ceva care Dumnezeu a instaurat încă de la creație și face parte din legea naturală sau din revelația naturală. Dumnezeu a hotărât ca tipar al vieții noastre să fie așa. Și lucrul acesta îl înțelegem parcă aproape de la sine. Chiar și cei păgâni îl înțeleg că omul are nevoie de un repaus. Cum adevărul este că oamenii când zic că au nevoie de un repaus, nu înțeleg pentru ce au nevoie de un repaus. Nu înțeleg care este scopul acestui repaus. Nu înțeleg că adevărata odihnă nu există decât în Dumnezeu. Dar înțeleg la un moment dat că nu pot să muncesc 24 din 24, 7 zile din 7 zile. Am nevoie de o pauză, am nevoie ca să mă opresc din toată goana aceasta și să mă odihnesc. Și Dumnezeu a lăsat tiparul acesta chiar și în natură. Vedem de altfel că societățile în care s-au încercat să elimine acest tipar nu au sfârșit foarte bine și de altfel tiparul acesta, cel puțin în lumea vestică și în lumea care a primit în oarecare parte influența creștină, este foarte bine întipărit. Da? În ziua de astăzi, deși oamenii nu mai prea țin la ziua Domnului sau la un sabat evreiesc, weekendul este sfânt. Toată lumea așteaptă weekendul și Doamne, fer să te atingi de weekend. Dacă te mai cheamă la muncă sâmbăta, să fie 6 zile de muncă, mai merge cumva, mai faci ore suplimentară. Dacă te-ar munci 7 din 7, la un moment dat zici, măi, sunt om totuși, da? E prea de tot. Înțelegem cumva că există un tipar care Dumnezeu l-a lăsat. Nu suntem intenționați să muncim non-stop. Nu suntem intenționați să trudim non-stop. Trebuie să existe o pauză, da? Trebuie să existe o pauză. Aspectul acesta, al doilea rând, este confirmat pentru noi dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că această interpretare este credibilă, pentru că inclusiv Domnul Iisus Hristos folosește asemenea argumentare. Da? Apropo, am fost atenționat că nu sunt suficient de explicit cu textele. Primul text care l-am luat în calcul a fost Geneza 2, 1-3, în care am văzut faptul că principiul de a pune deoparte o zi este instituit încă de la creație. Da? Acum, dacă mergem în Marcu, capitolul 2, vom vedea că Domnul Iisus Hristos invocă o asemenea logică într-o discuție despre sabat. Acuzat de faptul că el și ucenicii lui nu păstrează sabatul, Domnul Iisus Hristos argumentează în felul următor. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Argumentarea sună foarte familiară, pentru că Domnul Iisus Hristos invocă ordinea creației, ceea ce, de exemplu, Apostolul Pavel
face deseori. Altfel spus, am putea spune că Adam a fost făcut înainte și apoi a fost făcut sabatul pentru Adam. Da? Adam a fost creat și apoi lui Adam i s-a dat această zi care are o menire specială. Sabatul a fost creat pentru om. Dumnezeu n-avea nevoie de o zi specială de odihnă. Dumnezeu n-avea nevoie de o zi sfințită în care să cugete la lucrurile cerești. Ar fi absurd să gândim lucrul acesta. Ci Dumnezeu a instaurat o zi în planul creației și apoi vom vedea că în relația lui cu poporul său ales, pentru om. Ziua aceea nu este pentru el. Da? Tiparul acesta și tot ceea ce Dumnezeu a creat și felul în care a creat, în cele din urmă este pentru noi. Lucrul acesta ne ajută pe noi ca să înțelegem că raționamentul acesta în care ne gândim despre principiul odihnei sau sabatului sau consacrării unei zi, ca și având rădăcinile în creație, este unul biblic. În al treilea rând, de multe ori se aduce în discuție argumentul în care se spune sabatul este ceva care are de a face cu legea. Ca atare înseamnă că vrem ca să mergem înapoi și să ne punem sub lege dacă vrem să spunem că o zi trebuie consacrată pentru Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este adevărat, ar trebui să fie suficient înțelegând că principiul acesta de a dedica o zi este de la creație, dar vedem apoi în istoria biblică faptul că sabatul nu are în mod exclusiv de a face cu legea, faptul că o zi de odihnă specială nu are doar de a face cu decalogul. Ea nu începe la muntele Sinai. La muntele Sinai este o formalizare a legii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este legea lui Dumnezeu eternă, pentru că este caracterul lui Dumnezeu, este natura lui Dumnezeu revelată. Altfel spus, înainte de Sinai nu era permis ca să ai alți Dumnezei, da? Înainte de Sinai nu era permis ca să încalci caracterul lui Dumnezeu. Dar la Sinai se formalizează legea lui Dumnezeu, se oficializează, dacă vrem ca să spunem așa, și există o revelație specială a legii lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să fie evident, dacă ne uităm, de exemplu, în Exod 16, vedem că poporul lui Dumnezeu deja interacționează cu conceptul de sabat înainte de decalog, înainte de Sinai. Da? Decalogul îl avem în Exod 20 și aici, în Exod 16, vedem spus în felul următor, de la versetul 22. În ziua șasea, ei au adunat de două ori mai mult. Doi omeri pentru fiecare persoană. Când toți conducătorii adunării au venit și au spus acest lucru lui Moise, el le-a răspuns: Domnul a poruncit astfel: mâine este o zi de odihnă, un sabat sfânt pentru Domnul. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și tot ce vă rămâne păstrați până dimineață. I-au păstrat-o, așa cum a poruncit Moise. Ea nu s-a împuțit și nu s-a stricat, nu s-a făcut vierni. Moise le-a zis: mâncați-o azi, pentru că azi este sabatul Domnului. Azi nu veți găsi pâine pe câmp. S-o adunați timp de 6 zile, căci în a șaptea zi, sabatul, ea nu va fi. În ziua a șaptea însă unii oameni din popor au ieșit să adune pâine, dar n-au găsit nimic. Domnul i-a zis lui Moise: până când veți refuza să păziți poruncile și legile mele? Știți că Domnul v-a dat sabatul și de aceea, în a șasea zi, vă dă hrană pentru 2 zile. Orice om să rămână acolo unde este, niciunul să nu iasă din locul său în ziua șaptea. Și astfel, în ziua șaptea, poporul s-a odihnit. Casa lui Israel a numit pâinea venită din cer, mană. Ea era albă, ca bobul de coriandru, iar la gust era ca o turtă cu miere. Da? Deci vedem că în Exod 16, deja poporul era familiarizat cu conceptul acesta și cu această poruncă a lui Dumnezeu. De altfel, în Decalog nu avem legi noi în sensul că sunt legi inedite care pur și simplu n-au mai existat și omul n-ar fi trebuit să le cunoască înainte. Da? Ci avem legea lui Dumnezeu formalizată și revelată în mod special față de poporul lui Dumnezeu. S-ar putea argumenta, nu este timp în această seară, că de fapt poporul lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu
au avut acest concept mergând cu mult înainte de Exod 16. Deci, ca și principiu înțelegem că Dumnezeu a lăsat această consacrare a unei porțiuni din timpul nostru, a unei zile, care să fie puse deoparte pentru închinare, pentru odihnă și să fie separat de celelalte zile. Da? Și că lucrul acesta nu ține în mod exclusiv de împlinirea legii în sensul doar iudaic, da, decalogului, ci ține de dorința lui Dumnezeu pentru felul nostru de viețuire. La doilea rând, apoi mărturisirea ne atrage atenția asupra faptului că acest principiu care începe de la creație este într-adevăr dat printr-o revelație specială și elucidat printr-o revelație specială prin cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa spune mărturisirea, în cuvântul său el a dat o poruncă benefică, o poruncă benefică, traducerea mai corectă ar fi o poruncă pozitivă, o poruncă benefică sau pozitivă, morală și perpetuă pentru toți oamenii din toate timpurile. Aceasta referindu-se la faptul că el a stabilit o zi pe săptămână ca sabat care trebuie ținut în sfințenie pentru el. Cum dacă ar fi ca să mergem la poruncă, deja știm unde trebuie să mergem. Porunca se află în Exod 20, de la versetul 8 la 11, unde poporului se spune să-și aducă aminte de ziua de sabat, ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci toate lucrurile tale, dar ziua 7-a este sabatul Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale și nici străinul care locuiește în cetatea ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele, dar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o. Acum, o paranteză, ca și principiu, extragem niște principii, da? Evident că noi înțelegem că nu mai suntem sub legea vechi testamentală cum era poporul Israel. Dar, ca și principii, legea, mai ales legea morală, ne comunică adevăruri veșnice. Ca și principii despre ziua Domnului, și vom vedea tranziția aceasta de la sabatul vechi testamental la ziua Domnului, observați acest lucru, observați faptul că sabatul vechi testamental avea implicații pentru iudei, dar și pentru cei care erau în mijlocul iudeilor. Ați observat că interzicerea la muncă și la a sfinți această zi este pentru tine, dar este și pentru copiii tăi, este și pentru slugile tale, da? Este și pentru musafirii care sunt în mijlocul tău. În contextul nostru creștin, asta ar însemna că datoria, responsabilitatea, ba mai bine spus privilegiu de a consacra o zi pentru închinare este pentru tine, este pentru angajații tăi, este pentru prietenii tăi. Mai am avut discuții astea, frate, astăzi nu pot să vin la biserică pentru că mi-a venit un musafir. Super, adu-l la biserică. Frate, dar știi, el nu le-i cu lepreare cu astea. Dar tu ai, nu? Tu ai o zi care ai consacrat-o pentru a merge la biserică și a închina lui Dumnezeu. Păi dacă nu vrea să vină, îl lași acasă, nu-l poți forța. Credem și în libertatea conștiinței, dar tu te duci. De ce? Pentru că tu trebuie ca să sfințești lucrurile acestea și pentru cei cu care ai contact. Sau mai ai patroni care au firme care lucrează duminica. Ei vin și Doamne, Doamne, și angajații săraci numai la Doamne, Doamne nu le stă capul. De ce? Pentru că patronul lor creștin n-a înțeles că deși ei încă nu înțeleg nevoia lor de odihnă în Hristos, tu trebuie să o modelezi pentru ei, da? Să le spui, astăzi nu muncim. Astăzi noi, ca și familie, ca și biserică, ca și creștini, am pus deoparte o zi pentru Dumnezeu și mergem la adunare și te invităm împreună cu noi și îți recomandăm ca să faceți acest lucru, dar până la urmă nu te putem forța pentru că trăim în libertate. Dar înțelegeți că implicațiile nu sunt doar personale. Implicațiile sunt și comunale, sunt la nivel de familie, sunt chiar și la nivel de societate, în sensul în care avem tangențe cu societate. Dacă ai o firmă, da, și ai angajați,
Tu poți hotărâ. Și în România sunt firme, unele care le cunoaștem, care duminica sunt închise. Da, este o firmă la Cluj, de unde îmi place mie ca să-mi iau cornuri cu nucă, și ei sunt închiși duminica. Dacă se întâmplă că sunt Cluj duminica și vreau un corn cu nucă, nu mă duc la ei, mă duc la păgânii la Starbucks, sau mai bine m-aș duce nicăieri, nu? Mai bine aș sta acasă. Deci, observăm faptul că tiparul acesta care Dumnezeu l-a lăsat și l-a elucidat pentru poporul său, vedeți, nu este doar pentru poporul său. Poporul său trebuia să fie campionul acestei legi, trebuia ca să fie cei prin care legea minunată a lui Dumnezeu strălucea, dar principiul acesta, așa cum am văzut, este universal. Apoi observați faptul că nu avem ceva total nou aici, ci avem o elucidare, o oficializare a legii lui Dumnezeu. Și asta este adevărat pentru toată legea morală, pentru că ea reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Deci din Geneza, după cădere și până la Decalog, să înțelegem că cerințele lui Dumnezeu despre moralitate sunt aceleași. Sunt aceleași, Dumnezeu are aceleași cerințe. Ce diferă este nivelul de revelație specială despre caracterul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, un grad de cunoaștere despre caracterul lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel, că au toți oamenii. Pentru că caracterul său se poate vedea cu ochiul liber când privești cu băgare de seamă. Observați confirmarea faptului că sabatul, această zi consacrată, este de la creație. Adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Parcă ne răsună în urechi Geneza 2, 1 la 3. Da? Dumnezeu a sfințit o zi, ca noi ce să facem? Să sfințim acea zi. Apropo, este foarte atipic ca Dumnezeu să sfințească zile. În Scriptură, Dumnezeu de obicei sfințește oameni, nu zile. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o. De ce? Și să facem un apel la ordinea creației. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele, dar în ziua a șaptea s-a odihnit. Mesajul este foarte clar. Încă de la creație există acest principiu care Dumnezeu l-a comunicat și acum se oficializează pentru poporul Israel și li se spune: aduceți-vă aminte de această zi. De ce? S-o sfințiți. S-o consacrați. Dar de ce s-o consacrăm? Pentru că Dumnezeu a consacrat-o. Când a consacrat-o Dumnezeu? Când în a șaptea zi s-a odihnit de la creație. Da? Apoi mărturisirea ne spune că această poruncă este pozitivă. Benefică este o traducere, cred eu, eronată. Nu vreau ca să critic prea mult cei care au tradus, că au făcut o favoare traducând mărturisirea. Conceptul de o lege pozitivă înseamnă o lege explicită care este adevărată prin simplu fapt că Dumnezeu a dat-o. Da? Deci dacă Dumnezeu n-ar mai fi justificat în niciun fel ideea de sabat, simplu fapt că a dat-o în mod explicit, o face pozitivă, o face reală, adevărată, o face benefică pentru om. În al doilea rând, morală. Morală în contrast cu ce? Morală în contrast cu legea ceremonială. Da? Avem de-a face cu o lege ceremonială. Acum, dacă v-aș întreba, cum știm că avem de-a face cu o lege morală și nu cu una ceremonială? Care ar fi răspunsul? Dacă cineva ar spune, de ce ziua de odihnă sau sabatul nu este parte din legea ceremonială care pur și simplu este dată la o parte odată cu venirea Domnului Iisus Hristos? Ce ați răspunde? Este parte din cele 10 porunci, da? Când Dumnezeu instituie decalogul și dă legile lui, el include această poruncă care ne arată că caracterul acestei porunci este morală, nu este ceremonială, da? Nu este ceva care este pentru o vreme doar sau cu un scop limitat, ci face parte din felul în care Dumnezeu își comunică caracterul său față de noi. Simplu fapt că este inclus în cele 10 porunci ne arată faptul că este de calitate morală. Apoi,
aspectul că se poate merge până la creație ca să se dovedească acest principiu, de asemenea confirmă acest lucru. De exemplu, noi când vorbim despre căsătorie și când se aduc argumente, de exemplu, că relațiile heterosexuale monogame sunt așa chestii culturale, că noi suntem demodați, că da, Dumnezeu în scriptură, la un moment dat, condamnă sodomia, de acolo se referă la viol și la tot felul de spurcăciuni, că dacă Dumnezeu astăzi ar vedea doi homosexuali care se iubesc și se căsătoriți, cu siguranță că El ar fi de acord. Și argumentul creștinului este nu, pe de o parte pentru că Biblia vorbește foarte sever împotriva homosexualității și așa de nuanțat încât nu ai cum nega acest lucru, pe de altă parte, pentru că modelul pentru căsătorie într-o femeie și o bărbat, într-o femeie și o bărbat, merge până la Geneza, până la creație, da? Și argumentăm lucrul acesta și spunem, principiul acesta, chiar dacă la un moment dat oamenii, inclusiv poporul lui Dumnezeu, am văzut, deviază, și Domnul Iisus Hristos explică, deviațiile acestea au fost îngăduite Dumnezeu din cauza că inima voastră a fost rea. Nu că asta a fost intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu, modelul lui Dumnezeu este o femeie și un bărbat care își părăsesc familiile și se unesc și devin un singur trup. Și argumentul este același. Mergem înapoi la creație și vedem ce ne-a comunicat Dumnezeu încă de acolo. Și de aceea înțelegem că formula aceasta pentru familie, pentru căsătorie, pentru identitatea noastră sexuală și de gen, cum am studiat împreună, este o problemă nu culturală, ci este o problemă morală. O problemă care ține de caracterul lui, lui Dumnezeu. Da? În al treilea rând, ni se spune că ea este o lege perpetuă, adică o lege care trebuie să continue, care nu este abolită niciodată. Da? Lucrul acesta este deja dovedit dacă încadrăm corect sabatul sau ziua de odihnă în legea morală. De ce? Pentru că, într-adevăr, Biblia ne învață că legea ceremonială a sfârșit, dar că legea morală nu sfârșește. Și am învățat împreună despre legea lui Dumnezeu aspectul acesta. De exemplu, în Evrei 7, de la 18 la 19, ne vorbește despre faptul că legea trece, legea este desfințată. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei. Căci legea n-a făcut nimic desăvârșit și pe de altă parte se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Deci înțelegem că sistemul ceremonial, legea Vechiului Testament, care arăta spre Hristos și a cărui scop era nu să mântuie, pentru că ea nu putea să facă pe nimeni desăvârșit, ci să arate spre cel care poate să facă desăvârșit, a fost abolită, s-a sfârșit. Dar cum este cu legea morală? Păi dacă mergem în Evrei 8 și dacă revelația este secvențială și înțelegem că argumentul este construit secvențial, în Evrei 8 se vorbește despre acest nou legământ care a înlocuit vechiul legământ, care, da, într-adevăr, a abolit această lege care a fost doar o săgeată spre Hristos și noul legământ, și de la versetul 10 ni se spune în felul următor. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Recunoaștem că este un citat, da? După acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele sau legea mea în mintea lor și le voi scrie, sau s-ar putea traduce, le voi săpa. Și ne ducem cu gândul la Dumnezeu care cu degetul lui înscripționează pe tablele de piatră și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acum, întrebarea trebuie ca să fie ce lege este scrisă pe inima membrilor al noului legământ dacă legea a fost abolită. Legea ceremonială? Nu. Legea civilă? Nu. Legea morală a lui Dumnezeu care nu se schimbă, pentru că Dumnezeu este același ieri, astăzi și veșnic. Și credinciosul, prin faptul că este născut din nou,
prin faptul că are prezența Duhului Sfânt, chiar dacă nu este în contact cu toată revelația încă și chiar dacă n-a făcut studii biblice exhaustive încă, există o călăuzire a Duhului Sfânt și o imprimare asupra conștiinței lui, încât el știe ce este bine și ce este rău. N-ați avut acele momente în care parcă vă mustră conștiința, parcă vi se pare că ceva nu-i bine, dar nu știi exact de ce? Și numai după aia, poate discutând cu un frate sau studiind Scriptura și găsești versetul unde ți se spune fă aia, nu fă aia, da? Pentru că călăuzirea Duhului Sfânt este prezentă în noi, pentru că Dumnezeu a promis că va imprima această realitate în inimile, în inimile noastre. Și așa cum am zis, am învățat deja și nu vom petrece mai mult timp în această seară, faptul că legea morală nu poate fi abolită pentru că este veșnică, da? Este caracterul lui Dumnezeu comunicat nouă. Dacă Dumnezeu se schimbă, atunci această lege se schimbă. Dacă Dumnezeu nu se schimbă, atunci această lege nu se schimbă. Pe de altă parte, legea ceremonială, legea civilă au fost abolite, da? Au fost abolite, au fost date la o parte, dar nu cea morală. Înțelegând aceasta, înțelegem atunci că principiul acesta a zilei de sabat sau o zi de odihnă sau o zi consacrată pentru Dumnezeu rămâne valabil, da? Rămâne valabil. Și atunci ne punem întrebarea, bun, am înțeles, este o zi, dar când este acea zi, da? Am înțeles principiul, am înțeles că el este de la creație și până la noua creație, până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Când este acea zi? În Vechiul Testament, ziua sabatului este foarte clar definită ca și fiind ultima zi, adică sâmbăta. Da? De la facerea lumii și până la învierea Domnului Iisus Hristos, această zi a fost ultima zi a săptămânii, adică sâmbăta. Și dacă ar fi ca să cităm două texte care tocmai le-am parcurs, ca să dovedim aceasta, ar fi foarte ușor. A merge în Exod 20 și ni se spune în versetul 10, dar ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Și de asemenea merge în Geneza 2 și am arăta, precum se argumentează în Exod 20, că Dumnezeu a pus deoparte ziua aceasta. Acum, în Noul Testament, vedem că nu se mai discută despre ziua sabatului, ci se discută despre ziua Domnului. Există o comutare, o schimbare care se produce. Și Mărturisirea spune în felul următor. Zi care a fost schimbată, vorbind despre sabatul vechi testamental, în prima zi a săptămânii, adică duminica, zi care se numește ziua Domnului și care se va păstra până la sfârșitul lumii ca și sabat creștin. Acum ne putem crampona în această denumire, dar cred că asta o face mai mult din cauza influenței adventiste decât de altceva, da? Decât de altceva. Cum de exemplu, dacă v-aș spune acum să fiți carismatici, ați spune, frate, noi nu suntem carismatici. Dar a fi carismatic înseamnă a fi hăruit de Duhul Sfânt, da? A avea darurile Duhului Sfânt. Toți ne dorim ca să fim hăruiți de Duhul Sfânt, să avem darurile Duhului Sfânt, să simțim prezența Duhului Sfânt. Faptul că cineva a pus monopol pe o terminologie biblică nu înseamnă că noi ar trebui ca să o evităm. Noi trebuie să o răscumpărăm, da? Sabat, apropo, nu se referă doar la aspectul ceremonial în Vechiul Testament. Erau multiple sabate, erau 8 sabate în Vechiul Testament, era sabatul săptămânal și apoi era ideea de sabat pur și simplu ca și consacrare pentru odihnă, care merge până la creație. Deci noi când vorbim despre sabat, nu neapărat vorbim despre aspectul ceremonial, noi vorbim despre aspectul principiului, noi vorbim despre dorința lui Dumnezeu de a consacra pentru el o zi de închinare, da? Deci această zi care se numește ziua Domnului și care se va păstra până la sfârșitul lumii ca sabat creștin, ținerea ultimei zile din săptămână fiind desfințată, adică sâmbăta. Da? Acum întrebarea este cum putem observa lucrul acesta? Am văzut că ziua șapte a fost desemnată de Dumnezeu să fie sfințită pentru a celebra creația și pentru a celebra pe Dumnezeu, dar
după cădere, vedem că sabatul mai are o valență foarte importantă, nu doar a celebra odihna sau actul creativ al lui Dumnezeu. Vedem că după cădere, pentru poporul lui Dumnezeu, sabatul mai are și un aspect de anticipare a răscumpărării. Pentru că odihna care poporul lui Dumnezeu și care toți oamenii trebuiau ca să o caute în Dumnezeu prin consacrarea unei zile, de fapt nu avea nimeni. În afara promisiunii de răscumpărare prin Domnul Iisus Hristos. Tu poți să consacrezi câte zile vrei pentru odihnă și pentru închinare spirituală, dacă nu ai răscumpărare prin Hristos, să ai o relație corespunzătoare cu Dumnezeu, tu n-ai nicio odihnă. Da? Tu ești pur și simplu un fariseu care împlinește un ritual gol. Da? Și vedem aspectul acesta, că încă din Vechiul Testament, pentru poporul lui Dumnezeu, ideea de răscumpărare făcea parte din conceptul de sabat. De exemplu, răscumpărarea lor din Egipt este legată tipologic de sabat, ca să ne arate spre o răscumpărare care trebuia să vină din Egiptul spiritual. Deuteronom 5:15 ne spune: adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Deci acum vedem că Dumnezeu spune că ziua de odihnă sau sabatul nu are de a face doar cu creația, ci are de a face și cu a privi înainte spre răscumpărarea care le va aduce din nou odihna sabatului care a fost vestită în grădina Edenului. O odihnă care omul a pierdut-o. În Eden, ziua a șaptea era consacrată, să ne gândim așa, era consacrată, pusă deoparte, dar omul încă era într-o relație perfectă cu Dumnezeu. După cădere, ziua aceasta acum are o semnificație specială, pentru că odihna care se celebra, omenirea nu are. Omenirea o așteaptă. Da? Noi biserica celebrăm în anticipare a faptului că ea, fiind cumpărată de noi de Hristos, vine în desăvârșire. Dar în poporul Israel, ei când celebrau, ei nu aveau odihna care o celebrau încă. Ei nu aveau încă, pur și simplu. Ei o celebrau în anticipare, da? Pentru această odihnă a fost nevoie de un răscumpărător care să ne facă pe noi o nouă creație, care să pună toate lucrurile înapoi în rânduială și înapoi într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu, care prin lucrarea Lui, ne spune Scriptura, că face toate lucrurile noi. Iisus Hristos este acest răscumpărător. De aceea El este odihna noastră, da? Asta este mesajul cărții Evrei. Dacă ne uităm în Evrei 4, de exemplu, El este în sensul spiritual ultim sabatul nostru, odihna noastră, pentru că El este Cel care prin moartea Sa și învierea Sa a realizat o lucrare de aceeași magnitudine cu creația. Că încă toate efectele nu s-au realizat, dar noi suntem acum o creație nouă, o făptură nouă. Și Biblia ne spune că datorită jertfei Domnului Iisus Hristos vine o zi în care totul va fi reînnoit. Apostolul Pavel spune că și natura geme ca să fie eliberată și să fie reînnoită și să fie într-o stare în care totul va fi din nou bun, sfânt și va beneficia de relația corectă cu Dumnezeu. De aceea vedem în Noul Testament că ucenicii nu se mai întâlnesc sâmbăta pentru închinare și se întâlnesc duminica, pentru că înțeleg că învierea Domnului Iisus Hristos a schimbat ziua sabatului în ziua Domnului. Realizează că ceea ce sâmbăta vestea, lunea învierii a împlinit. Au înțeles că odihna care era așteptată printr-un răscumpărător care a fost pierdută în grădina Edenului, acum este câștigată și o anticipăm prin credință și putem ca să ne bucurăm de ea, chiar astăzi când? În ziua Domnului, în ziua învierii Domnului Iisus Hristos, când după ce El a depus efortul jertfei sale,
s-a odihnit și a înviat în a treia zi. Iisus, ne spune Scriptura, a înviat în prima zi a săptămânii. Când ne uităm în Matei 28:1, este evident lucrul acesta. Apoi, este foarte indicativ faptul că Iisus, Domnul Iisus, a trimis Duhul Sfânt la cincizecime pentru instaurarea bisericii în prima zi a săptămânii. Deci nu l-a trimis sâmbăta. Distinția este clară. Faptul că prin lucrarea Domnului Iisus Hristos se instaurează o nouă lucrare, o nouă creație, se vestește venirea reînnoirii totale și lucrul acesta acum se întâmplă prin biserică care strânsă la oaltă ucenicii credincioși sunt, se pogoară Duhul Sfânt peste ei și se instaurează biserica în prima zi a săptămânii. Și lucrul acesta este evident dacă privim în Fapte, capitolul 2, cu versetul 1 și dacă ne uităm, de exemplu, în Levitic 23, la Paște și la felul în care putem număra zilele, cele 50 de zile, putem număra de la învierea Domnului Iisus Hristos și până la cincizecime și ne dăm seama că 49 de zile ar fi căzut sâmbăta și ziua 50 cade duminica, da? Deci Domnul Iisus Hristos învie lunea și de asemenea Duhul Sfânt coboară, trimis de El, coboară duminica instaurând biserica. Da? De asemenea, putem vedea din Scripturi că creștinii, mărturia Scripturii este că creștinii se întâlneau pentru închinare în prima zi. Fapte 20:7 ne spune, în ziua dintâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. La ce se referă? La ce credeți că se referă să frângem pâinea? La cina Domnului. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Da? Până la miezul nopții. Pavel nu știa că să predică doar o oră fix sau 40 de minute. El predica cât dădea Duhul. Pe de altă parte, dacă cineva murea din cauza predicării lui, putea învia. Ca atare, eu am să încerc să mă limitez și în seara aceasta. Da? Bun. Apoi dacă ne uităm, de exemplu, în 1 Corinteni 6, vedem că sunt instrucțiuni date bisericii care țin de această zi. Pavel dă instrucțiuni despre dărnicie și ajutorare către biserici și cheamă biserica să facă aceasta în prima zi. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Deci Pavel spune ajutoarele care trebuie aduse la biserică și știm încă din Fapte 2 că practica aceasta este foarte practicată în biserica primară. Spune aceasta să se întâmple când veniți la biserică duminica, da? Nu trebuie să vă întâlniți luni sau miercuri pentru strângere de ajutoare, ci puneți deoparte ce vreți ca să dați Domnului din ce ați câștigat și când veniți la biserică duminica să faceți lucrul acesta. Apoi, în cele din urmă, deși ar mai fi argumente, dar vrem ca să fim succinți, vedem că apostolul Ioan, în Apocalipsa 1:10, ultimul apostol în viață, identifică la singular ziua Domnului. Deja era în nomenclatura bisericii conceptul acesta de ziua Domnului. Da? În ziua Domnului, spune Ioan, când eram în Duhul. Și evident ne putem întreba, bun, dar nu sunt toate zilele Domnului. Ba da, dar aceasta este ziua Domnului. Este acea zi consacrată de Dumnezeu, pusă deoparte de Dumnezeu și lucrul acesta este pecetluit prin învierea Domnului Iisus Hristos. În acea zi, prin învierea Lui, Dumnezeu a redobândit ceea ce noi am pierdut în urma creației. Da? Și acum așteptăm împlinirea a ceea ce Dumnezeu a realizat prin Domnul Iisus Hristos. Efortul s-a depus deja, da? Acum noi cei credincioși ne odihnim în Hristos și așteptăm reînnoirea tuturor
lucrurilor. Este evident că pentru biserica primară, ziua Domnului a devenit ziua care este consacrată pentru odihnă și închinare. Aceasta era practica bisericii și cred că este evident că aceasta era înțelesul bisericii. Bun, dacă am înțeles lucrurile acestea, dacă am înțeles că există un principiu al consacrării unei zile pentru Dumnezeu, o zi de odihnă, o zi de închinare, dacă am înțeles că această zi s-a manifestat în diverse feluri de-a lungul istoriei și Dumnezeu a hotărât, ca în perioada Vechiului Testament, să fie sâmbăta și să coreleze cu creația și în Noul Testament să fie duminica, să coreleze cu lucrarea Domnului Iisus Hristos pecetluită prin înviere, totuși care este conținutul sabatului? Altfel spus, ce facem? Ce reprezintă el pentru noi astăzi? Cum este implementat astăzi? Sau ce este conținutul a zilei Domnului? Da? Consacrăm o zi, dar să ce? Cum? Da? Practic, ce se întâmplă? Mărturisirea spune în felul următor. Oamenii țin sabatul sfânt înaintea lui Dumnezeu atunci când, și apoi ne dă o listă de lucruri. Atunci când, după o pregătire adecvată a inimilor lor, deci primul aspect este ca să respectăm ziua Domnului, ca să o consacrăm, trebuie să ne pregătim adecvat inimile noastre. Asta înseamnă că de sâmbătă conștientizăm că vine duminică și începem și ne pregătim inimile noastre. Și o punere în rânduială, în prealabilă a treburilor lor obișnuite. Pur și simplu se spune că lucrurile care țin de zi cu zi ar trebui dinainte făcute ca să nu interfereze cu ziua Domnului. Ne pregătim mâncarea dinainte, ne pregătim hainele dinainte, nu ne călcăm cămășile duminică dimineață și așa mai departe. Dar încercăm să evităm lucrurile acestea. Înțelegeți că mărturisirea nu vrea ca să ne dea o listă legalistă, ci vrea ca să ne portretizeze ideea de cum un creștin sărbătorește ziua Domnului. Și un creștin trebuie ca să depună efort spiritual și să consacreze această zi. Să zică, eu vreau să o dedic, eu vreau să mă bucur de odihna care o am în Hristos. Eu vreau ca toată ziua de duminică să fie despre proslăvirea lui Dumnezeu. Și vreau să pun la o parte lucrurile care ar putea să interfereze cu aceasta, da? Ei păzesc întreaga zi ca o odihnă sfântă. Asta înseamnă că nu 3 ore jumate pe duminică, ci toate orele ar trebui să fie consacrate. Și cum? O păzim de la ce? Odihnă sfântă de la ce? De la lucrările lor? De la cuvintele și gândurile lor legate de implicarea lor seculară? Și de la activitățile lor recreative. Fantastic, ăștia erau fixiști. Deși, dacă stăm să ne gândim, de câte ore am fost 2 ore la biserică și 6 ore la alte activități duminica, da? Ideea este, ziua aceea trebuie ca să fie despre închinare, despre odihna în Hristos. Nici așa de mult despre odihna trupească, dar este necesară și aceea. De asemenea, în sabat sau în ziua Domnului, ei își dedică întreg timpul pentru închinare. În public și în privat. Adică ne închinăm la biserică, ne închinăm acasă, în părtășii, în familii, între frați. Împlinind în acest timp, spune mărturisirea, îndatoriri și lucrări necesare, și de milostenie. De unde vin aceste concepte? Ele nu sunt scoase așa inventate de cei care au scris mărturisirea de credință. Păi, de exemplu, ultima parte, vorbind despre, deși dedicăm toată ziua, totuși sunt anumite îndatoriri care trebuie ca să le îndeplinim, sunt anumite lucruri necesare, da, care trebuie să le facem și de asemenea sunt milostenii care Dumnezeu rânduiește ca să fie în calea noastră, să spunem așa, care trebuie să le facem. De exemplu, dacă avem o anumită îndatorire, cum ar fi să îngrijim de cineva bolnav din familia noastră. Trebuie ca să facem lucrul acesta și în ziua de
duminică. Nu putem spune, eu am consacrat ziua aceasta pentru Dumnezeu, eu nu mai fac nimică, da? Sau dacă am anumite lucrări necesare. Explodează centrala. N-am ce face, ia foc casa, îmi inundă casa, da? Trebuie ca să fac lucrul acesta, că este necesar. Lucrările necesare nu se referă la m-a chemat șeful la lucru. Te cheamă o dată, de două, de trei, de patru, la șeful, bă, tot timpul e în groapă. La un moment dat trebuie să-i zici, măi, nu pot, asta e. Da? Ci la lucrurile necesare pentru supraviețuirea ta sau la acte de milostenie. Dacă vin spre biserică și văd un om picat într-un șanț, nu zic, măi, m-aș opri ca să-l ajut, dar eu trebuie să-l duc la biserică. Nu, trebuie să îl ajut. Vedem lucrul acesta, de exemplu, în Matei 12, când Domnul Iisus este într-o dispută despre sabat, pentru că își permite să facă o bună facere, să vindece în sabat. Domnul Iisus le răspunde spunând în felul următor: cine este omul acela dintre voi care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și o scoată afară? Deci vedem aici un lucru necesar, da? Pentru că un animal era necesar pentru supraviețuire. Din lapte, din carne se trăia. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De aceea este îngăduit, spune Domnul Iisus Hristos, să faci bine în zilele de sabat. Și am putea merge în Vechiul Testament să dovedim că și în legea Vechiului Testament era conceptul acesta de binefaceri permise în timpul sabatului. De asemenea, înțelegem că pentru slujirea duhovnicească este un loc special, da? Preoții la templu nu încălcau sabatul slujind în sabat, da? Apoi dacă ne uităm în Isaia 58, de la 13 la 14, vedem că Dumnezeu își cheamă poporul din nou și din nou și aici într-un mod deosebit, la o întoarcere la el și la o întoarcere la sabat, la o întoarcere la a consacra o zi special pentru el. Și priviți cum Dumnezeu își cheamă poporul la această zi specială. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale, sau dorințele tale, sau preferințele tale, în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-l sau lăudându-l, da? Deci preocuparea noastră este să-l slăvim pe Domnul, să-l sfințim pe Domnul, să-l lăudăm în închinare. Și dacă vei cinsti urmând căile tale, fără ca să ne delectăm cu treburile tale și nedădându-te la flecării, deci cred că ar fi un sfat foarte bun pentru noi, ca în ziua de duminică să terminăm cu poveștile prostești, cu bârfele, ar trebui în toate zilele să terminăm. Dar realmente, cum ar fi să stai la masă cu neamurile tale, să înceapă poveștile care știm că încep în fiecare duminică și să știi, uite, oameni buni, care e situația. Am fost la biserică miercuri și m-am hotărât ca să nu mai las ziua aceasta alterată de tot felul de flecării. Ca tare, uite, hai să povestim ceva din Scriptură, hai să discutăm ceva despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, hai să discutăm despre Hristos, odihna noastră, hai să discutăm despre orice altceva, nu despre vecinul care nu știu ce a făcut și nu știu ce și nu știu cum, da? Cum ar fi ca să consacrăm realmente ziua aceasta pentru Dumnezeu? Atunci când faci lucrurile acestea, da? Ce faci? Nu mergi după plăcerile tale, nu mergi după preferințele tale, nu mergi după desfătarea ta, te concentrezi pe a-L slăvi pe Dumnezeu, pe a cinsti pe Dumnezeu, scoți afară tot ceea ce este flecărie, tot ceea ce este pământesc, atunci te vei putea desfăta nu în sabat, nu în ritual, în Domnul. În Domnul. Ăsta este scopul zilei, da? Scopul zilei nu este ca să fie o povoară pentru noi. N-a fost în Vechiul Testament și nu este nici în Noul Legământ, da? Biserica nu este aici să fie o povoară pentru noi. Închinarea nu este aici ca să fie o îndatorire care spune, iară trebuie să mă duc la biserică. Ci este un mecanism, un instrument al Harului prin care consacrând o zi specială, noi putem ca să îl lăudăm pe Domnul și să
fim împliniți prin El. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. De aceea și noi astăzi, deși înțelegem că aspectul ceremonial al sabatului n-are nicio legătură cu noi, că nu suntem legați în niciun fel de legea ceremonială, de legea civilă, înțelegem totuși că principiul acesta de a consacra o zi în mod deosebit, în totalitate, pentru închinarea noastră lui Dumnezeu și pentru odihna noastră în lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos, rămâne obligatoriu, rămâne un privilegiu și un beneficiu pentru noi, care deși șefii noștri nu ne cer 7 zile pe săptămână, inimile noastre și mințile noastre se pot preocupa 24 din 24, 7 din 7 cu lucrurile lumii acestea și se pot depărta de Dumnezeu. Este bine să ne amintim, da, toată viața noastră trebuie consacrată lui Dumnezeu, da, toate orele noastre trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Dar există și o zi în care, cu mai multă exigență, trebuie să ne dedicăm, nu lucrurilor pământești, lucrurilor cerești, și trebuie să facem aceasta prin închinare și prin slujirea în lucrurile necesare și în milostenile și bunefacerile care Dumnezeu le pune în calea noastră.